avem rândul să ascultăm și muzică pe disc, apariții discografice de ultimă oră, numai aici la Cluba, le aduce totdeauna Liviu Zamora. Bine, Livache! Da, bună seara și mulțumesc foarte mult, Florin, să fie și alte stagiuni, închidere de stagiune, deschiderea în septembrie. Septembrie o lună frumoasă, este și luna în care s-a născut Roger Waters. Da. Dintre 6 septembrie 1943, la Cambridge, de fapt în lângă Cambridge, apărea acest muzician care ne-a influențat vieți. Poate sună mult, dar nu e, este absolut adevărat, pentru că am crescut cu muzica Pink Floyd, pentru că atunci când mă simt bine sau am așa o stare negativă, pun un disc cu Pink Floyd, urmăresc versurile sau mă uit la un concert sau la câteva videoclipuri și parcă viața capătă un sens. Muzica grupului Pink Floyd mi-a marcat schimbarea adolescenței, mi-aduc aminte că eram puștan când am văzut filmul The Wall și după aia ne întâlneam și spuneam, dar oare ce a vrut să spună, dar că replica aia de acolo, ai văzut ce a spus, sau oare ce este aia? Și totul, așa parcă existența noastră era de la un album Pink Floyd până la alt album Pink Floyd. Desigur că și giganții, că și zeii se ceartă între ei, așa este făcută lumea, dar noi cei care ascultăm poate suntem câștigați de două ori, pentru că atunci când Roger Waters s-a hotărât la mijlocul anilor 80 să... Era interesant ce spunea doamna Schneider. A hotărât ca destinele grupului Pink Floyd să se termine. Ceilalți au spus nu, au urmărit un proces. Un proces în care cineva a luat banii și câteva de autori, ceilalți au luat numele și Pink Floyd și-a continuat existența, având acum 2 ani de zile un superb ultim album dedicat lui Richard Wright. Dar aceste două piloane ale grupului Pink Floyd, e vorba despre cei care au compus această muzică, care au dat sâmburele acela de geniu, David Gilmour și Roger Waters, au continuat și continuă să facă albume. Roger Waters, despre el este vorba, ne pune o întrebare acum în 2017. Oare asta este lumea pe care ne-am dorit? Oare pentru asta a trebuit să gândim, să visăm? Oare este lumea la care am visat? Într-adevăr, un titlu cu foarte incitant, o copertă și ea foarte interesantă, un text în care se șterg, așa cum sunt cei care se obișnuiesc cu corectură, de texte se, era un marker negru în care se ștergea și rămân doar aceste cuvinte. This is the world we really want. Un disc și mai interesant, pentru că el înseamnă o producție nouă, deci cântece noi, după 25 de ani, deci un sfert de secol de la precedentul album cu cântecele nou, Muse to Death avea să ne propună Roger Waters. Dar să intrăm un pic în această atmosferă, este o prima piesă, cea care deschide discul, și intrăm în acea frumoasă poveste cu sunete, cu conversații, cu fete, așa cum Pink Floyd și-a imaginat încă de la început, altfel de a privi și astfel de a compune muzica. Vă aduceți aminte cum era când erau tineri? Boy, youngster, looks up in the room, and his face flashing pitch in a horrible voice. He doesn't come from his room, and his face just like girls before the advent of the investment hall, the girls were in the room. If I were to be God, dacă aș fi Dumnezeu, piesa care dă titlul albumului se numește, este o piesă cu titlul care dă, care găsim și pe coperta albumului,
Oare acesta este lumea care, în care apare și e trecut la credits domnul Donald Trump. Deci domnul Trump are un mic discurs care este pus pe muzică, în care el spune, am câștigat, ăsta este adevărul. Și dacă să luăm un exemplu, dacă ați venit cei de la CNN, ați face o poveste, după care o altă poveste și asta este rău, am câștigat și celelalte lucruri sunt haos. Haosul lor este zero, pentru că am câștigat și este într-adevăr un mecanism foarte fin acordat. În titlu, în cântec, se spune în refren, frica devastează pe omul modern. Frica ne ține pe toți în linie, frica de acei străini, frica de crimele lor și unii ar putea spune că aceasta este democrația și aceasta este lumea pe care noi o trăim. În alt cântec, intitulat Picture That, există și un videoclip oficial intitulat foarte frumos despre o balerină celebră care ajunge să trăiască într-un adăpost și își aduce aminte de printr-un frumos dans de vremea ei frumoasă, ultimul refugiu se numește, dar într-un alt cântec chiar pune punctul pe ei, se numește Imaginează-ți că ești pur și simplu sprijinit de un zid, că îți răsucește mâna ultima țigară. Imaginează-ți copilul tău cu mâna pe trăgaci și toți acei oameni care rămân ciungi în Afganistan. Imaginează-ți că este un tribunal în care nu mai există legi, imaginează-ți o casă de ochiată în care nu mai există femei și imaginează-ți un lider care nu are fucking brains. Oare la cine s-ar referi? Picture that! Picture that. Versul de profesorie, imaginează-ți un student care este sfărâmat de șemine în tank. Imaginează-ți o proaspătă mireasă în Rusia care este scoată la aprinzat. Și mai ales imaginează-ți un lider care n-are deloc creier, no fucking brains. Să știți că și dincolo, poate îți spune, există un soi de cenzură, acest cântec foarte, foarte dur, nici de cum un cântec indic, a avut două strofe care au fost scoase, înțeles că din motive de total time, trebuie să fie sub 60 de minute, chiar sunt două strofe în care spunea dacă eu aș fi fost un muslim, dacă aș fi fost un musulman, tu ai fi fost un evreu, celălalt a fost un hindus, dar oare am schimba greutatea celor lanțurile credinței. Dacă aș fi Dumnezeu, eu aș fi eliberat toate acești oameni, aș fi uitat de Ramadan sau de Lent, pentru că timpul ar fi fost mai bine prețuit în compania prietenilor, spărând pâinea, mâncând pâine și making nets, făcând legături. Asta nu a mai intrat pe album. După o serie de piese foarte dure, este și un pic de dragoste și aduce aminte de The Most Beautiful Girl, de mirosul trandafirilor, de oceanele care ne despart, de dorința către dragoste și ultima piesă, cea cu care și-a revenit, o piesă scurtă, o parte din mine a murit. Stau într-un colț, urmăresc televizorul, sunt surd la țipetele copiilor care se află în durere, sunt mort față de această lume și doar urmăresc meciul.
urmăresc aceste imagini care se repetă și repetă, în care nu mai mă gândesc deloc. Este liniștea indiferenței, este ultima crimă, dar atunci când am întâlnit pe tine, o parte din mine, din acest eu, a murit. Așa că dă-mi un prosop cu care să simboiez, șterg picioarele, adu-mi ultima mea țigare, pentru că mai bine ar fi să mor în brațele tale decât să mă doresc într-o viață întreagă plină de regrete. Ultima piesă, parte ultima, Minutes Died, cu care închid și eu această scurtă poveste asupra unui disc pe care vă invit să-l ascultați și să urmăriți și versurile, pentru că Roger Waters are ceva de spus.